seara! Salutare! Oh my god! S-a dat start episodul cu numărul 4, Rose Battle! E la voi în casă! In the house! Mai ziceți voi chestii! Oameni buni, e ultimul episod de calificări, ceea ce înseamnă că e ultima oară când o să auzim jurizări de genul, bă, n-a fost rău. De acum o să fie foarte bine pentru că trecem în semifinale. Astăzi aflăm ultimii 4 oameni care vor merge în semifinală. Dar pentru asta poate ziceți că avem nevoie de reguli. O să vă zic nu, pentru că am bubuit, ne știe o țară întreagă. Suntem pe tot internetul românesc, toată lumea ne știe. În schimb, avem jurați pe care trebuie să-i cunoaștem, începând cu domnul Adrian Nicolae. Bravo, Adrian. Asta zic, asta. Așa vreau energia aia bună. Adrian Nicolae, se vede că petrece din ce în ce mai mult timp cu Dan Frânculescu. Adiță, arăți rău. Atât, bun. Nu, chiar arăți rău, nu mai ai cearcăne, ai varice la ochi. Wow. Wow. Sincer, nu aplaudați că mă doare sufletul pentru ele. E... Dacă vreodată o să fac accident cu mașina, Nicolae, mi-aș dori să te am pe volan pentru că ai deja buzele sărite. Bă, construcție, tati. Nu vrei sau nu înțelegi? Că nu-mi dau seama la... Nu, înțeleg, modelii. Dar nu vrei? Nu validez genul ăsta de glume care se leagă de aspectul fizic al oamenilor. Domnul Dan Frânculescu! Bună ziua! Bună seara! Dan Frânculescu, DJ, comedian și mai nou iubit. Este iubit, ca. Dan Frânculescu este disperat să-și facă prieteni noi. De asta s-a combinat cu o fată de 23 de ani să-i cunoască părinții. Dan Frânculescu. Ai început să dai din glumele mele de material, dar e ok. Da, ai gluma asta? Bine, nu o să o tăiem atunci. Dan Frânculescu e prost. E un bulagiu. Bun, iartă-mă, Dan, de ce crede că îți urmăresc materialul de stand-up? De ce aș crede că îl înțelegi? Iată. Și bineînțeles, cel de-al treilea, cum aud el de la orice fată de care s-a despărțit. Gio, iar te-ai întors. Mulțumesc, Mădălin. Mă bucur că ai pe piept ceea ce urmează să vinzi când o să te lași de stand-up. Nice. Asta două săptămâni, a scris chestii noi. E bine. Gio, nu știți, dar are fetișuri foarte ciudate. Geo Adrian în adolescență s-a apucat de fumat doar ca să-i miroase părinții mâinile. Da. Superb, superbă imagine. Perfect. Avem juriul, l-am cunoscut, avem regulile stabilite. Mă rog, le știe internetul, v-am zis. E ultimul episod de calificări, ceea ce mă duce cu gândul la Adrian Nicolae. Aș vrea să-ți propun să nu te gândești la o provocare pentru astăzi, aș vrea să-ți dau eu o provocare. Ok. Ce bine, pentru că a mea era să ling un cactus tot... Mă gândeam să nu jurizez cu verbe. Că oricum te potrivești cu Frânculescu, are doar abrevieri. Deci, bă, s-a chinuit un pic, dar a zis cuvântul, mă. Da. Bă, abrevieri, mă, bă, că l-a zis, mă. Ne-a venit până la urmă. Deci, Nicolae, nu ai voie să folosești pe perioada jurizării, așa că zici tu am fost, am plecat la piață pântre. În jurizare nu folosești deloc verbe. Dacă folosești, ne gândim. Ce o pedeapsă, la o pedeapsă. O cană de apă pe tine, așa ca să nu fie chiar... Am headset. Nu, pe tine, nu știu, dăm jos. Dăm jos headset-ul și ne udăm, dar... Concurs de tricouri, nu trebuie, frate, ce are? Bine. Mai e o variantă, să-mi dea Joe câte o scatoalcă în timp ce spune lucruri oltenești. Nu. Să faci cu vosta rubic, dar cu pula. Cred că a făcut cineva asta. Nu pot nici cu mâinile. Da, uite, dar de fiecare dată când folosesc ca prostul un verb în jurizare... Cum ai făcut mai devreme, da. Păi da, nu te jurizez acum. Eu te deam exemplu... Las țara să te jurizeze, Mădălin. Pentru pantofii mari pe care îi umpli. Dar mă refer în jurizare. Dacă zic un verb în greșeală, ce se întâmplă? Sunt foarte ok cu Geo să-ți fută una, dar Geo dă ca și cum aș fi eu. Anemic. Hai. Facem okay. Așa, rămâne, da, știți, da, okay, rămâne. Okay, okay. O palmă, da. Și ceva oltenesc în timpul ăla, da. De o făcuș de, nu știu, da. Cum vorbiți voi acolo. Mulțumesc, da, Mădălin, că mă înveți. Asta poți să-i dai la ficat, că s-a lăsat de băut, da, și rezistent. Avem regula, deci nu vorbesc, da, cu verbe. Avem provocarea.
Mergem la primul battle din seara asta, sunteți pregătiți? Episodul cu numărul 4, primul battle. Aplauze pentru Ștefan Abagiu și Vlad Olteanu. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Abagiu e atât de urât încât atunci când a fost la Ai Umor, au trebuit să-l macheze ăia de la Te Cunosc de Undeva. Bun. A început. Da. Bravo, bravo. Vlad Olteanu sau Silviu Foaia fără păreri? Dacă îi dai jos ochelari, îi dă cu tot cu nas și cu mustață. Mulțumesc, Emil Rengle Deform. Arată de parcă părinții lui Emil Rengle au mai avut un copil pe care nu l-au lăsat să doarmă în casă. Vlad Olteanu e expert la pat. El lucrează la Mob Expert din 2010 și se recomandă fix ce trebuie pentru coccis. Abagiu e certat cu comunitatea LGBTQIA+, pentru că au prea multe litere și nu vor să-i dea L-ul. Cer scuze, scuze. N-am putut să mă abțin. Există doi Vlad Olteanu, un fotbalist de Liga 2 și un comedian de Liga 2. De când deschide la Club 99, clubul se numește 87,5. Da. Abagiu arată ca un delfin care cântă într-o formație pop-rock. Vlad Olteanu sau puiul din Chicken Little? Vlad nu bea, nu fumează, nu se durghează și oricum nu-l invită nimeni nicăieri. Da. Abagiu-i de la țară, de asta el pune actor în tractor. Când e trist, arată ca maidanezul preferat al lui Bahoi. Vlad Olteanu sau singurul pedofil care n-a făcut nimic pentru că îl băteau copiii? Bun. Bravo. Abagiu seamănă cu maică sa, adică zâmbește mult pentru că nu-l duce capul. Stâmpenie. Mama lui Abagiu l-a crescut singură pentru că ea a pus și tată în limitată. Vlad Olteanu arată de parcă e permanent prins că minte cu ceva. Spre exemplu, el își numește balconul terasă și femeia frumoasă. Hmm? Abagiu mă duce cu gândul la fotolile alea de masaj din mall, în sensul că dacă îi dai un leu, poți să te așezi cu curul pe el. Vlad Olteanu fute cum bagă toată lumea ața, nac. Ia, stai așa, încă puțin. Imediat. Bun, bă, primul duel, eu zic că a fost bine. E un început bun. Mi se pare că arătați ca cel mai bun duo de elevi de servici. Unul ștergea foarte bine tabla și unul știa să ude buretele. Asta era meseria lui. Bun. Mi-a plăcut foarte mult. Primul duel am început bine. Eu zic să începem jurizarea cu domnul... Nu, lăsăm pe Adrian Nicolae să-și mai găsească cuvintele. Dan Frânculescu. Da, a început bine, a fost un duel bun. Teo Abagiu... Ce dracu să zic, ai venit și cu șapca aia așa invers. Mă așteptam un pic mai mult de la tine, dar mișto aia cu pedofilul care bate copiii. Chiar, mă rog, invers, copiii care bat pedofilul. Mișto, chiar mișto imaginea. Și da, bravo. Iar Vlad Olteanu, tu ai mai făcut roast battle? Bă, mi s-a părut că chiar a avut o lejeritate așa. Și ce mi-a plăcut la tine, că ai, probabil că ai scris mult mai multe glume decât atac, mă rog, ai și de unde la asta.
Ai și teme, dar ce ai ales a fost un potpuriu așa mișto, chiar a avut o paletă vastă de teme și bravo. Multe bune, aia cu Te cunosc de undeva, ai început așa în forță, aia cu maică sa, care e o construcție simplă, dar pur și simplu, e o treabă funny. Și, la Teo voiam să mai zic, bă, cel mai tare cumva la tine am râs la aia cu masca. Cu ochelarii și mustața, bă, dar s-a făcut de 70 de miliarde de ori, adică, din păcate. În rest, da, foarte bine, bravo, să mai veniți. Mulțumim foarte mult, Dan. Adrian Nicolae. Bravo. Vlad Olteanu, gluma 1, excelentă. Gluma... Actor tractor? Nu. Cam ăsta. Bravo. Vlad Olteanu, posesor de răutate bună pentru Rose Battle. Vlad Olteanu, The Revenant, curând mișto. Revenitorul viitor. Poate. Ok? Hai! Teo Abagiu, unele glume vechi. Asta trist. Bun la pat egal mob expert. Niciodată. Pedofil bătut de copii? Dom'le! Balcon, terasă plus femeia frumoasă. Pe scurt, duel apropiat valoric. Ok. Și mă doare. Mă doare că eu așa vorbesc după două beri. Geo, fără alcool. Cum ți s-a părut, Geo? E foarte greu să urmez ce a spus Adiță, care cu o lipsă de verbe a subliniat totul atât de on point. Nu știu, tot ce pot eu să mai adaug este că mi se pare că a fost un duel între un skater care s-a lăsat, s-a angajat la corporație, și unul care încearcă să-l convinc, ai frate, că încă mai e cool. Bravo. Nice. Bravo. În rest, tot ce au spus colegii mei merge și din partea mea. Un duel destul de echilibrat, pe care l-am savurat în destule momente. Perfect. Puteți să lăsați microfoanele și hai să vedem dacă va fi cu adevărat strâns duelul ăsta sau nu. Vom începe cu Dan Frânculescu. Da, am zis ce era de zis. Eu o să merg cu Vlad Olteanu. Dacă îmi zice trei piese de la Pink Floyd, nu glumesc, ok? 1-0 pentru Vlad Olteanu. Perfect. Geo. Dom'le, cum am spus și episodul trecut, mie nu-mi place să supun publicul unui suspans, așa încât merg pe votul corect, care și din punctul meu de vedere e Vlad Olteanu. Vlad Olteanu, 2-0. Dom'le, e corect, e corect. Da. Da. Nicolae, ce faci în situația asta? Votul meu, cu 50 de sutimi în plus, tărâp, 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 la Teo Abagiu. 2-1, îți mulțumim foarte mult. Ne vedem cu tine în semifinală. Teo, ne vedem anul viitor, dacă o fi să fie. Vă mulțumim foarte mult. Iată că a trecut peste noi și primul duel din episodul 4. Cum vi se pare, băieți? E o seară la care v-ați așteptat? A început. Belea! Eu sunt curios la duelul, la duelul numărul 3, ce cuvinte mai ai. Ți-ai trecut pe acolo? Ai listă? E o foaie albă. Deci nu mai e. Toți suntem o foaie albă. Nice. Bun. Sunteți pregătiți de duelul cu numărul 2? Da. Aplaudă da. Și gălăgie pentru Milena Vega și Tudor Matei. Bună seara. Salut. Bună. Salut. Salut. Milena era urâtă în copilărie. Când juca fața ascunsele, copiii o scuipau și după ce se termina jocul. A
Dar pare că a dat cineva televizorul pe 16 pe 9 și trebuie dat din... Tudor Matei, sau cum arată mirosul de telemea? Singura carte citită de Matei a fost Supa Alfabet. E o carte, Supa Alfabet? Supa Alfabet, care nu există la noi, dar o să mă prefac... Figură de stil. Da. Milena e atât de alcoolică, când e acasă și râgâie tare de la bere, vecinii scriu pe grupul de WhatsApp, ia vezi mă că vine apa caldă. Adesea, Tudor se costumează în cioban ca să se infiltreze la stână, nu ca să fută oile, ci doar ca să le mulgă. O meserie cinstită. Asemănarea dintre Milena Vega și o tigaie de BMW din 90 e că poți să bași câți bani vrei în ele, tot stricate rămân. Matei are un motor, este singurul motociclist căruia nu-i se urează asfaltul uscat. Probabil l-ați mai văzut cu motorul parcat pe Valea Prahovei în timp ce vindea struguri. Iarăși meserie cinstită. Este seara nomenclatorului. Cod Caen. Dacă are și una cu fochist după aia. Lucrător agricol. Poziția 0202. Alte specializări la... Rabotor. Ce au în comun ubăriștii și iubiții Milenei în timpul sexului e că toți spun dă-te jos că mă retrag. Încă o meserie. Și încă o glumă veche. Da, 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 da. Tudor Matei, sau cum arată pateul Bucești de pe AliExpress? Când s-a născut în loc de cordon umbilical, Matei avea atașat de buric o ceapă verde. Asta. Milena Vega este la fel de utilă în stand-up precum capacele alea care nu se mai desfac de tot. Reclamă Coca-Cola. Și nu numai. Matei adesea se îmbracă în haine de la brandul Porc, nu pentru că îi plac hainele, ci ca să-și amintească de cotețul în care și-a pierdut virginitatea. Cu un porc. Da, da. Mă cu gândeam, un porc. Cu un porc. Bă, da, nici măcar n-am văzut imaginea, am auzit imaginea. La cum se îmbracă Milena, când dă de pomană la biserică, se întoarce cu mai multe pungi acasă. Suflet caritabil. Matei este foarte cr. Cu un porc. Matei este foarte crăcănat și gay, motiv pentru care nevastă s-a l-a părăsit, se săturase ca singura poziția lor de sex să fie cea de scissoring. Crăcănat gay. Adică ești ca o... Scissoring. Da. Tipic crăcănaților gay. Scissoring. Cum se mai spune, coaie pe coaie. Forfecare. La forfeca. Deși carnivoră din fire și actiată după reducerile de la raioanele de mezeluri, pe Milena o găsești mereu cu brânză. Haide mă, nu. Dă-mi voie să te întreb, că n-am înțeles gluma. Brânză unde, scumpul meu? Vaginală. Era brânză vaginală. Cu un porc. Brânză de porc vaginală. Cu fainoșac. Matei pretinde că mănâncă ouă de prepeliță, când în schimb îl mănâncă doar găinațul. Bă, câte animale! Da. Aoleu. Păi, poți să zic ceva? Efectiv,
premiu pentru umor involuntar merge la... Mie mi se pare că așa arată persoanele de la cele două capete ale mesajului. Ce faci frumoasă, de ce nu răspunzi? Excelent. Bun. Hai să vedem ce părere au jurații despre ce s-a întâmplat aici, că eu o să... Nu m-a întrebat nimeni, dar oricum n-aș fi zis nimic. Începem cu Geo. Bine, eu o să beau o gură de apă, că prea am râs. Dar, un duel la care am râs cu lacrimi, păcat că protagoniștii, nu te zic din minte, dar îmi place să mă uit pe foaie. Păcat că protagoniștii în dese momente nu au avut intenția de a ne face să râdem, dar oricum pula mea am râs. Cinci stele din cinci. Mi-e foarte greu să spun un feedback foarte constructiv când există glume de tipul avea brânză și a pierdut virginitatea cu un porc în coteț, în mare atenție. Nu și-a pierdut la Ateneu în pula mea, într-un coteț. Și altele asemenea. O voi vota în consecință, mulțumesc. Abia aștept votul tău, Geo. Domnul Frânculescu. Ce dracu să mai zic, oricum? Au apărut ca alea două emoji-uri pe care ți le sugerează cineva primele. Și am șters, mi-am scris aici, nu judeca umorul. Vreau doar să vă mulțumesc că ați venit și că existați, pentru că ne-ați oferit ocazia să ne descrisim și noi un pic frunțile. Din motivele greșite reiau asta. Și da, am auzit glume diverse, am auzit glume vechi, am auzit... Și nu vreau să mai aud ce am auzit oricum și la fel ca și colegul meu Cromanion vom vota în consecință, dar cred că e cea mai grea decizie de până acum. O să fie foarte greu să alegem un câștigător. Ai problema. Perfect, mersi frumos. Adi. Verbe, neverbe, feedback similar, pula mea. Râs cu lacrimi. Adiță fericit. Dar tipul de glumă, o observație, tipul de glumă X lucru de pe AliExpress egal X lucru după o lună în vas lui egal adiță trist. Porc în coteț, adiță râs. Oho! Oho! Interesant. Nu normal interesant. Anormal interesant. Dar, Tudor, glumele 1, 2 și 4 amuzante. Dar gluma 4 veche. Veche, bătrână, împuțită. Nu brânză. Uber, sex, jos, retragere. Aia. Vechiuță. De când e Uber-ul. Nerecomandabilă. Ok? Însă, gluma 1, urâtă, scuipat, post, încheiere, joc. Mișto. Gluma 2, alcoolică, râgâie, apă caldă, ok, un univers, o imagine, încurajator, demn de încurajare, încurajabil. Și încurajez, pentru că sunt foarte curios, Geo. Nu pot să dau în tine, dar... Îi fut la lui Frânculescu. Cum ăsta în tine poți să-mi spui? Să mă dea serios așa? Da. Măcar așa de gest. Da, de gest. Uite de gest. Și Oltenescu? Și Oltenescu, mă făcuși de râs, firar mă ta dracu. No, bun, se acceptă. Perfect. Puteți să lăsați microfoanele, avem jurizarea completă și acum vrem să vedem
Cu cine merg jurații mai departe în semifinală? Aoleu, era și asta. Geo. Cu condiția ca Milena să mai vină și să facă fix același lucru. Dar pentru glumele cu apa caldă și cu scuipatul la final de joc, merg cu Tudor Matei. Tudor Matei, un vot? Ok, mulțumesc frumos. Adiță. Idem Dolj. 2-0 pentru Tudor Matei. Domnul Dan Frânculescu, eu am încercat. La mine doar motivația e că m-am simțit ca la doi dealer care am doi, îmi dau iarbă foarte proastă, dar unul îmi dă un pic mai multă. Milena, da, te-ai și grăbit foarte tare, parcă efectiv voiai să scap de glumele astea și înțelegem de ce acum, că le-am auzit pe toate. Da, jur, mie mi-a plăcut o singură glumă, punct, aia cu scuipatul. A fost și prima, a dat bine, deci merg cu Tudor Matei. Tudor Matei 3-0, dar ne vedem în semifinală. Bine, nu-mi pare foarte bine. Milena, îți mulțumim foarte mult de participare și ne vedem sezonul viitor. Of, și nu-i mai scrie, dubiosule. Așa. Bun, ne-am întors. Nu puteți să continuăm această seară, oameni buni, fără cunoscutul nostru concurs. Dăm din nou un ceas, smartwatch, Fitbit, Sense, la fel ca în episodul cu numărul 2, dacă mai țineți minte. Sunt doritori care vor să participe, regulile sunt aceleași. O glumă despre oricare dintre jurații mei, cea mai bună glumă, din punctul nostru de vedere, va câștiga acest ceas. Avem deja pe cineva, nu vine să cred. Ia, bună seara, salut! Oh, shit. Bună seara! Woo-hoo. Zic numele acum? Hello, spaghetti hair! Mă numesc Bogdan, am și o observație, mă scuzați dacă mă înșel, dar Geo, domnul din mijloc, săracu arată de parcă l-au adus în juriu pentru diversitate culturală. Foarte bine. În foarte sensul bine. Că pentru sunt... că arăți ca un poet gruzin. Perfect, mulțumim foarte mult de glumă. Altcineva? Salut. Salut, salut. A cerut cineva nota sau ce zice? La final, la final. Ziceți. Frânculescu e genul de om care pare că are ca hobby deratizarea și în timpul liber vinde training-uri din portbagaj. Asta, două alte meserii. Da. Și să ne mai spui... Ne-ai spus numele? N-am fost atent? Da. N-am zis. Dan? N-am auzit. Silviu. Silviu, mulțumim foarte mult. Mult mai bine. Silviu și Bogdan avem până Silviu acum, dacă și Bogdan, nu mă înșel. Ok. Simt că putem mai bine. Iată. Și... da, acolo se face. Bună seara. Acolo e coada. Nu cereți cartofi, doamnă, mergeți acolo. Salut. Mai să zic că pare că ultima oară când Adi Nicolae s-a odihnit cum trebuie, a fost tot atunci când Dan Frânculescu s-a spălat la pulă. Yay! Eu-l dau! Da, nu. Cu mențiunea că s-au întâmplat în aceeași oră, în aceeași cameră. Și au fost una după alta. Un nume, te rog, să ne lași? Eu nu, și eu nu Duțu pe Instagram, dacă vrea cineva să mă caute. Nu, 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 stop. Nu. A, trecu. De-abia aștept. Ionuț. Bloc Ionuț Duțu. Salut! Salut! Fără Instagram că te scoatem afară. Un sfat pentru domnul Dan Frânculescu. Ar trebui să se curețe mai bine după ce participă la un bucache. Părul ăla nu e așa de la lipsă de pigment. Mi-a plăcut cum ai zis bucache. Bucache. Da, foarte corect, foarte articulat. Lasă de un nume, te rog. Ștefan. Ștefan, îți mulțumim foarte mult. Trec aici, Ștefan. Hai să vedem, bucache. Mai avem pe cineva? Ștefan Bucache. Sare în bucache. Ștefan Bucache, l-am trecut în telefon. Salut. Salut, salut. Ștefan Bucache, salut. Tu, e mai dubios. Radu. Salut, Radu. Nu zic că Adrian Nicolae și-a găsit drumul în viață. E totuși actor, dramaturg, scenarist, MC, talent coach. Dar a fost nevoie de Cârje să-i arunce în episodul anterior un Fitbit ca să-și găsească și el în sfârșit sensul. Mulțumesc. Glumă cu produsul nostru de la Vlad Casino. Hai să-l iei, frate! Îl meriți! Ce strategie murdară. Ziceți voi acum cu Ildă. Eu am uitat toate mai numele. Mai avem oameni. Scuze, salut! Salut, eu sincer să fiu, am uitat doar să beau o bere, dar chiar nu mă așteptam să-i văd pe Bendeac Delia și pe chiar în seara asta aici. Auzi, scuze, am crezut că ți-a blocat cineva taxiul când ai venit. Scuze, frățiorii, băi, nici n-am spus numele, a plecat. Băi, l-am scris taximetrist. Bun, am nevoie de ajutorul vostru, nu mai țin minte toate numele astea. Avem. Cine v-a plăcut? Păi dacă e de plăcut. Ok. Eu aș zice... Bă, și eu tot acolo mă duceam. Bă, ce faceți? Sunteți bine? La muncă? Dignit, ce spune.
V-a plăcut, mă, episodul a fost ok? Da și voi un like pe YouTube dacă e. Da, astea-s vremurile, mă. Nu poți să ai pretenții mai mari. Băi! Da, hai, mă, că nu dăm, dăm un ceas. E un super ceas, adică nu... Hai, mă, răbdare, mă! Un super ceas, da? Eu sunt cu Adi. Hai că suntem 2-1, Frăculescu, și ți-asum că nu-i. Cui dăm feedback-ul ăsta? Am, gata, Ionuț. Te rog. Da, acolo, acolo, Ionuț. Ionuț, domnul Ionuț, unde sunteți, domne? Dumneavoastră ați câștigat. Aplaude pe mine, aplaude pentru Ionuț. Hai, hai să-ți iei ceasul. Hai! Nu, nu, hai, hai, mai, mai, hai. Ionuț, felicitări. Să te bucuri de el, nu știu. Îți mulțumim foarte mult. Cei care au crezut, nu fiți supărați. Haideți, oameni buni, hai să trecem mai departe. Am lucru cu numărul 3. Ce vreți să spuneți? Nimic, vreau să zic că Ionuț arată ca un campion de ping-pong norvegian. Mie nu mi-a plăcut că n-a sunat a lucru domnului. O, să mă bucur. Să mă bucur. Ce diametru are, nu vă supărați. Perfect, îi dăm cu, cu duelul cu numărul 3. Îi am alături de mine și invit în acest moment pe Gabriel Țepe și Darius Grigorie. Salut. Bună seara. Oh shit. Darius e atât de prost încât credea că Cina cea de taină e un alt podcast la care n-a fost chemat. Gabriel Țepeș din comuna Bicaz și în viața lui a întors mai mulți baloți decât pagini. Gabriel, pare că foarte multă vreme ai crezut că fixativ e un timp verbal. Pișatul din picioare crește riscul de cancer la prostată. Dar se pișă din picioare doar ca să-i bage cineva degete în cur. Vezi chestii cu aia la rost. Merge și jos. Nu. Auzi, adu-mi și mie o porție de cartofi, te rog frumos, pune-te în numele. Visul lui Gabriel Țepeș e să se angajeze ca bodyguard pentru mici deranjuri. Darius s-a autoetichetat ca misogin, adică urăște femeile, dar eu cred că și-ar schimba părerea după ce vede cum e să le fută. Chiar cum e? Misogin. Gabriel Țepeș de la țară și poartă în privire un fătat eșuat de vacă. Nu mai un pic, nu mai un pic. Pe fața lui se citesc cuvintele lui Taxu: nu sunt supărat, sunt doar dezamăgit. Ok. Eminem este autist, dar a ajuns un mare rapper. Will Smith are ADHD, dar a ajuns un mare actor. Darius are HPV. Darius are HPV. Gabriel Țepeș sau cum arată a opta matrioșcă ieșită din Dorian Popa? Bravo. Referință culturală. Face sală și a venit la roast neștiind că muia conține carbohidrați. Sau ce înseamnă carbohidrați? Asta e altă glumă, că nu are legătură cu prima. S-au uitat două. Are mâine Dorian Popa. Dorian Popa e sală, frate, nu știți? E tank. Scuze. Pula mea, mai citit un vlog. Dar și-a dorit mereu să fie femeie. Și asta nu datorită nivelului crescut de progesteron. Și pentru că au zis că la fete moșul vine în fiecare lună. Da. Moșul? Pe asta pare că n-ai scris-o tu cu aia. Moșul? Îmi pare că a scris ChatGPT, mă duc la Rose Battle. Zici și mie. Gabriel Țepeș sau publicul țintă pentru tricouri cu anchior? Are acasă o pungă cu pungi de la Bershka. Iisus a transformat apa în vin odată. Darius transformă în fiecare zi apa în pipi cu diabet. Cinstit. Gabriel Țepeș sau singurul om cu implant de păr în tâmple și sprâncene? Gabriel folosește încă expresia mă mozolit. Drăguț. Profetul Muhammed era analfabet. Era analfabet și a scris Coranul. Dar s-a făcut facultatea de litere și îi place analul.
face anal cu Coran. Anal cu Coran. Anal cu Coran. Gabriel Țepeș a terminat audit și management financiar. A, căcat. Gabriel Țepeș e terminat autist și management financiar. Atât, cred că. Da, da, atât. Ok. I was begging for more. Auzi, bă, dacă ăsta era un joc, era Mortal Non-Combat. Bun, vreau să văd părerea voastră despre acest duel și voi începe cu Dan Frânculescu. Ce trebuie că ai făcut, mă, Darius, mă, să mă? Mă așteptam la mai mult de la tine. A fost, bă, a fost răuț. Tu bănuiesc că n-ai mai urcat, Gabriel Țepeș. Te încurajez, bine, adică mă bucur că ai avut curaj să urci cu tricoul ăla cu anchior. E greu să apare așa. Dar de la tine, Darius, chiar mă așteptam la mai mult. Ai venit așa albicios, cum te știam, dar fără energia aia cu care m-ai obișnuit de atâtea ori. Rupe, da. Mi-a plăcut gluma aia cu matrioșca cât de cât. Și în rest, nu știu, vă mulțumesc că ați venit. Că în timpul numărului vostru am avut timp să desenez o pulă și o casă. Bun, mulțumim foarte mult, Dan. Adi. Sub așteptări, acolo nicio așteptare și totuși sub așteptări. Aici oarecare așteptări, dar masiv sub așteptări. Unica glumă bună, matrioșca Dorian Popa, fără continuare. Fără codiță, exact. Așa. Cred... A, te pula mea, dă-i, Georgica. Stai că trebuie să zic ceva. Păi tu n-ai ceva oltenesc default? Nu. Hai că te țin minte, zi acolo și termină. Păi nu merge cu de-astea. Nu, între două acum, că trebuie să apeși doi pentru oltenesc, că mărcă noia. O futuși. Da. Nu știu, bă, n-am nimic. M-a bulversat duelul ăsta. Ăsta nu vrea să te lovească cu aia și bagă motive. Pacifist de pulă. Hai, gata. Hai zi. Da. Șecul vostru. Nu amuzant ca eșecul precedent. Eșecul vostru... foarte rău. Nu atât de rău. Rău. Răuț. Răuț, nu? Da, răuț. Mulțumim foarte mult, Adi. Geo. Stai așa? Ce dracu nu-ți mi-ar să vă mintea aia? Bravo! Da, asta ți-ai spus-o ție, nu? Ce dracu, George, nu-ți... Asta e. Geo, cum ți s-a părut duelul ăsta? Ca să înțelegeți unde este mintea mea acum, eu am făcut următoarele notații. Misogin, pute femei. Pișatul din picioare, degete în cur. Și concluzia pe care aș vrea să o trag, nu sunt supărat, sunt doar dezamăgit. E foarte greu pentru că, Gabriel Țepeș, tu ești român? Da. Și de ce vorbești ca un ungur? Asta e întrebarea mea. Mamă. A stat prea mult la Cluj. Ai stat prea mult la Cluj. Dragule, te-aș încuraja, dar mi-e teamă că aș face o greșeală. Să te duci înapoi la Cluj. Doamne, dar că ție îți place meseria asta, nu fără îndoială. Fiind prima dată când urci prima oară la un Rose Battle, s-a simțit că ești foarte rigid. Îți recomand să scapi de această rigiditate în primul rând și să te relaxezi. Pe măsură ce te relaxezi, probabil că și glumele vor veni altfel și te vei simți mai bine pe scenă. Darius, tu cred că ești pe un drum bun, dar cred că ți-a fost lene să scrii. Și dacă din mintea ta a ieșit gluma cu matrioșca, sunt sigur că mai sunt multe alte glume în această minte care a scos această glumă, care mie mi-a plăcut. Perfect, mulțumim foarte mult, Geo. Puteți să lăsați microfoanele. E bine că nu v-a zis Geo să faceți schimb de chirii între voi o săptămână, unul la Cluj, unul la București. Începem jurizarea. Cu cine mergem în semifinală? Începem cu Adi Nicolae. Darius Grigorie, greu. Cu greu trecem cu Darius Grigorie. 1-0, perfect. Dan Frânculescu. Cu bucuria pe care am avut-o aseară, cu același tip de bucurie,
pe care am avut aseară când a bătut România cu Kosovo, că a fost câștigul Darius Grigorie. Darius și nu, Grigorie? Nu este Darius Grigorie. 2-0 Darius Grigorie. Geo. 3-0 Darius Grigorie. 3-0, iată, aproape ca Naționala României. Darius, mergi mai departe. Gabriel, drum bun spre Cluj și ne vedem cu altă ocazie. Bun, avem, am ajuns la ultimul battle. Practic aflăm ultimul semifinalist. Sunteți pregătiți pentru ultimul battle din calificări, după care ajunge la semifinale alea mari. Da? Egal, hai, voi, tate! Ceci, Florentin, Băune! Salutare! Bună seara, salut! Florentin Păune, sau cum ar arăta oamenii dacă Virgil the Barber i-ar transforma din normal în boschetari? Arăți de parcă schimb prietenii la tine acasă pentru lupte în care vă gâdilați. Câtă speranță! Gâdilați, este? Eduard Moise, această bomboană de bombardier, pare că înainte să tai degetele sugi un pic. Drăguț. Florentin a fost polițist, dar l-au dat afară pentru că ultima dată când a pus cătușile unui bărbat, din instinct l-a întrebat ce vrei să-ți facă tate. Îmi pare rău că nu ți-a mai crescut fața de la 7 ani. Din motivii personale, crush-ul lui Florentin Păune este Monica Gabor. S-a apucat din frizerie, că acolo lasă ea să fileze. Eduard Moise e atât de moldovean încât se masturbează la eticheta de pe uleiul bunica. Florentin, sau ce ți-ar genera eu dacă îi ceri 10 boli incurabile? Nu vreau să zic că ești un țăran incult, dar n-ai terminat niciodată un rând fără să-l drigui. Fără să? E ceva agrar, cred. Pare că ții haine de la porc în saș de uruială asta. În poliție, porecla lui Florentin era iarnă că avea puține grade. Consumă des cocaină cu gândul că trage pe dreapta. Asta nu. Ca să poată dormi noaptea, Edi o pune pe gagică să se sară deasupra patului în timp ce behăie. De fiecare dată când se pune capră, strigă la ea: Sisilen, auzi, dă-te la loc. Din cauza că a fost polițist, lui Florentini s-a dezvoltat dublu personalitate, că acasă era pe unii la muncă curcan, cu toate că femeile îl iau de papagal. Păsări? Păun slash curcan slash papagal. O viață de om. Titlul de autobiografie. Ca să nu mai plângă când taie ceapa, Moise mă roagă să nu-l mai bat. Florentin Păune se duce pe acolo, îmi suge pula. Ce? Cum? Clasicul joc de cuvinte. Glume vechi, episodul 6. Când Moise sare în apă, apa se ține de nas. Singurul lucru straight la tine e parfumul. Hai, frate, fiți prieteni! Cu gluma aia mi-ai dat și mie o idee. Duelul dinainte a fost ca iarna, când prindea bine ceva pe urechi. Ta-ra-ta-ra-ta-ta! Bine! Bun! Aceleași reacții! Mulțumesc frumos! Bun, ăsta a fost duelul ultimul din aceste calificări. Vreau să-l aud cu ce părere are Dan Frânculescu. Bă, mi-a plăcut, a fost antrenant, i-am mai văzut și a făcut. Am văzut un pic de emoții la Eduard Moise, pe care înainte nu l-am... Deci nu pot să mă uit la el să nu țin minte gluma aia cu șapte ani, extraordinară, da.
Dar s-au ridicat la așteptări. La Florentin Păune aș zice că... Știi, mi-a plăcut la tine că ai avut o răutate, dar livrată inteligent. Dar ai luat-o și pe calea ușor bătută de multe ori. Adică ori ți-a fost un pic len, ori ai zis, las că le dau pe astea trei și dă-l în pula mea că o să fie bine. Mi-a plăcut aia cu degetele cu lesugi un pic. Ce n-am înțeles eu, într-o glumă l-ai făcut bombardier, într-o glumă l-ai făcut care are față de 7 ani. Adică aș fi preferat un parcurs mai logic, l-a dar... L-a făcut bomboană de bombardier, adică copil de bombardier. Stil, cuvântul bombardier, dar foarte, foarte bună gluma aia, frate. Am râs, Doamne ferește, aia cu 7 ani. Și la Eduard Moise, bă, glume vechi. Aia cu cocaină trasă pe dreapta, adică e de mult. Și aia cu păune o sugi și așa, cred că de 2 ori ți-am mai dat-o pe la Rose Battle pe asta cu păune și... O auzi zilnic, e ok. E acolo, da. Băi, schimbă-ți numele, pula mea, că nu se termină asta. Și da, altfel foarte simpatic, bravo vouă, a fost agreabil. Cinstit, mulțumim frumos, Dan. Curat. Adrian Nicolae. Eduard, în afară de gluma iarnă puține grade, nimic memorabil, din păcate. Greu! Da, frumos. Adineori. Da. Florentin, 3 glume bune. Degetele, fața adorabilă al mintei. Foarte greu feedback la așa față adorabilă. Greu cu răutăți. Pare dezamăgit. Pufu-te gură. Bă, dar eu sunt propriul meu arbitru aici, trebuie să mă controlez eu. Voi ce păziți? Dacă ești prost. Cine pula mea că te ascult așa în continuu? Nice. O, și aia cu capra, nu? Aia era a treia, sunt curios, dacă ai notat-o pe aia. Cu behăit. Cu behăitul, da. Da. Semnificația unor cuvinte, yeah, de la gluma 4, uruială e... uruială elementul. ceva pisat, nu? Cream că e mâncarea lor, uruială. Pentru găini. La mâncarea porci, pe care o dai la porți sau la... Ok. La porci. Și înainte, un termen. Driguie. Driguie. Uh-huh. Să bați pământul. Voiam să zic că el nu citește niciun rând, că nu termină niciun rând fără să-l driguie. Driguie. Drig. Da. Drig. Da. Da, mă. Tocmai ce un verb fără să vrei. În regulă. Alminter, muncit. Mm-hmm. Battle. Da. Un battle driguit. Da. Mulțumim. Dar mai mare drigu. Mai mare drigul. Geo, tu ce mai zici? Ce dracu să zic, Mădăline? Acuși vin toate oltenismele, știi? Eu consider așa, consider că pe lângă un duel muncit și agreabil, cum au spus colegii mei, observ la amândoi o evoluție în ceea ce privește Rose Battle-ul față de sezonul trecut. Amândoi ați fost în sezonul trecut, dacă nu mă înșel. Și cred că ați evoluat ceea ce pentru mine e cel mai important aspect. Au fost glume bune, au fost și glume de ghiolbani, au fost și glume care s-au făcut și răsfăcut, dar toate astea sunt greșeli din care sper că o să învățați. Și țineți minte că ce faceți voi aici pe scenă nu contează în viața de zi cu zi, așa încât, indiferent de cum care ar fi votul, vă încurajez să perseverați. No. Mare, mare. Nu Geo se putea încheia semifinala asta altfel. Mare! Ce o mare, Geo! Puteți să lăsați microfoanele și o să începem, uite, fix cu Geo. Geo, cu cine ai merge tu mai departe dacă ar fi să mergi? Mi-e foarte drag Eduard Moise cu fățuca lui, dar am să merg mai departe cu Florentin Păune. Florentin, un vot, ok. Franco. Bă, Eduard Moise, te-am văzut atunci la Galați, făcând 5 minute de stand-up. Am râs de mâncă capă, mi-a fost genial. Ar trebui să pui aceeași energie și aceeași calitate a glumelor și în Rose Battle. Iar la Florentin Păune, foarte mișto, dar aș vrea să continui să le dai cum ai dat-o anul trecut cu Popinciuc. Ăla e nivelul. Foarte șmecher, deci cu Păune. Păune, pula mea, te vezi, ai. 2-0 Păune. Adi, știi ceva? Îți dau verbele acum. 2-1, pentru că atât de mult m-a amuzat entuziasmul cu care ai dat prima glumă la modul This is gonna fucking kill.
Și pe urmă, liniștea aia și tu erai exact ca un păun care se uita așa. What? No takers? Și a fost atât de... Poate cel mai drăguț moment din seara asta. Ceva din tot sensul, nu? Da, dă-l în pula mea pe oricine ar veni după tine. Dar da, eu cred că o să fii mult mai bun data viitoare când o să vii. Nice. Și îți dau votul meu. Mulțumim frumos, 2-1, bravo Edi, ne vedem sezonul viitor. Pe unde ne vedem în semifinală. Gata, stop vot, oameni buni. Avem cei 16 semifinaliști cu care ne vedem în etapa viitoare. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici, că v-ați uitat la noi pe YouTube, în la sală, nu contează. Mulțumesc foarte mult, vă rog să aplauzi pe cei din juriu. Frâncu, Adrian Nicolae, Geo Adrian. Geo Adrian, oameni. Bine, Adrian, meu. Pentru ultima dată vă îndemn să mergeți. Ai fost nemaipomenit. De română. Pentru ultima oară vă rog să mergeți în secția de community să votați ultimul slăban, să-i dați 500 de euro. Ăsta a fost Rose Battle calificări. Ne vedem în semifinală. Mulțumim Vlad Cazino, vă mulțumim că ne urmăriți. Seară frumoasă. Pa!